Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am găsit nou imn al Rapidului. Este cântată de un trenuleț de jucărie la pahare pe jumătate pline sau goale. Serios. Vorbesc serios. Deci un trenuleț de jucărie la Muzeul Miniaturilor din Hamburg. Așa. Merge pe șine și în stânga și în dreapta se află niște păhărele umplute cu apă și, mă rog, un soi de ulei ca să nu se evapore prea repede. Și are așa niște lăbuțe de metal și lovește păhărelele. 211 metri, 2800 de păhărele și cântă 20 de melodii. Putem să difuzăm o parte din ea, din ele. Ta-na-nam, ta-na-nam. Ce înseamnă beția din bere? Cam afo, da. Aia e foarte nasoală. Oricum cântă mai bine decât noi. Deci cum e să fii angajat la Muzeul Miniaturilor și să treaba ta să fie să acordezi păhărelele în fiecare dimineață? Hans, ai mai sorbiu o guriță? Și ce ai mai făcut azi la serviciu? Da. Hai, mă, ca un ceas de la cu 7 melodii. Da. În cap, mai bravo, înțelegi? Ce tare erau alea. Hai, facem un trenuleț aici. Și ce face el? Să plimbă. Păi atât. Hai să-i punem să-l cânte cu păhărele. Gata, Fritz! Ce idee bună ai avut, Hans, adă paharele de acasă. Alea de șnaps, boss. Șeful. Dacă mai stau puțin așa, adorm. Bun. Asta a fost așteptarea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.